Proverbe capitolul 4, de la versetul 1 până la 9. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți, căci eu vă dau sfaturi bune, nu respingeți învățătura mea. Când eram încă fiul la tatăl meu, gingaș și unic în fața mamei mele, el mă învăța și îmi zicea, păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește poruncile mele și vei trăi. Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere, nu le uita, nici nu te abate de la cuvintele gurii mele. Nu părăsi și ea te va păzi, iubește-o și te va ocroti. Iată, începutul înțelepciunii, dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai, dobândește priceperea. Înalță-o și ea te va înălța, ea îți va aduce cinste când o vei îmbrățișa. Ea îți va pune pe cap o cunună de har și te va împodobi cu o coroană a gloriei. Amin. Dobândește înțelepciunea este gândul principal din aceste versete, este titlul acestei lecții, este ideea în jurul căreia vreau să ne punem mințile și inimile noastre observând aceste versete din Proverbe capitolul 4. Și vreau să observăm sau să conștientizăm că nimeni nu se naște înțelept. Amin? Nimeni nu se naște înțelept. Poate că unii se nasc mai capabili ca alții, cu IQ mai mare de coeficientul de inteligență, alții mai înalți, mai puternici, mai frumoși la chip, sau, dar când este vorba de înțelepciune, înțelepciunea nu are nimic de a face cu creierul. Înțelepciunea nu are nimic de a face cu creierul. Creierul este un organ fizic. Da? Și este folosit pentru ceva. Dar înțelepciunea este altceva. Nimeni nu se naște înțelept. De aceea, înțelepciunea trebuiește dobândită. Și este insistent acest îndemn în aceste versete. Dobândește înțelepciunea. Agață-te de ea. Fă ce faci și umblă după ea. Lasă toate alelalte în lumea asta și aleargă după înțelepciune. Dobândește înțelepciunea. Pentru că n-ai nicio scuză. Nimeni nu se naște înțelept. Dar toți, absolut toți, pot să ajungă înțelepți. Amin? Știți de ce? Pentru că înțelepciunea este de la Dumnezeu. Și Dumnezeu nu vrea ca niciunul să rămână, și o să vedem în lecțiile următoare, cum înțelepciunea strigă la toți oamenii. Până când vreți să rămâneți proști? Până când vreți să rămâneți fără cunoaștere? Până când vreți să rămâneți naivi? Până când vreți să rămâneți nebuni, împotrivitori, învățăturii, batjocoritori? Dumnezeu vrea ca toți să fie înțelepți. Nimeni nu se naște înțelept, dar Dumnezeu dă șansă și chemare tuturor oamenilor ca să ajungă înțelepți. Dumnezeu ne îndeamnă să fim înțelepți, să răscumpărăm vremea, să pricepem cum stau lucrurile și care este planul Lui, care este voia Lui pentru noi. Săptămânile trecute am revizuit deja acest verset, Efeseni 5 cu 17. Nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Dumnezeu are o voie, are un plan pentru tine, pentru mine. Și El vrea să-L pricepi. Și dacă nu pricepi voia lui Dumnezeu pentru tine, ești nepriceput, ești neînțelept. Nu contează cât te realizezi în lumea asta. Dacă nu știi că Dumnezeu are un plan pentru tine și dacă nu descoperi și dacă nu începi să cunoști planul lui Dumnezeu pentru tine, ești nepriceput. Dar Dumnezeu spune, nu fiți așa. Nu fiți neînțelepți. Nu umblați ca niște neînțelepți. Ca niște înțelepți, pricepeți care este voia lui Dumnezeu. Deci, care este nevoia omului cea mai mare? Ce ne lipsește nouă? Ce ne lipsește? Sănătate? Ne lipsesc bani? Ne lipsește putere? Tinerețe? Ce ne lipsește? Dacă ar fi să facem o listă, ce ne lipsește? Dacă ai întreba pe toți oamenii, ce îți lipsește? Ce crezi că îți lipsește? Dar Dumnezeu spune, nu, vă lipsește un singur lucru. Înțelepciunea, ca să înțelegeți care este planul lui Dumnezeu pentru viața voastră. Atât vă lipsește. Priceperea să o puteți pune în practică și să o aplicați. Să știți când și cum să împliniți voia lui Dumnezeu.
Nu avem nevoie de altceva decât să-L cunoaștem mai îndeaproape pe Dumnezeu și să pricepem care este voia Lui cu privire la noi. Dacă avem asta, nu ne mai trebuie nimic. Nu sunt povești. Deuteronom, capitolul 8:3 spune, ca să te învețe, Dumnezeu te-a dus prin pustie, să vezi că n-ai nevoie de bogății, de mese îmbelșugate, de... Te-a umilit. Te-a lăsat flămâni. Te-a lăsat desculț. De ce? A vrut să-și bată joc de tine? Spune în Deuteronom 8:3, ca să te învețe. Ce să te învețe? Că omul nu trăiește numai cu pâine. Să te învețe care ți-e nevoia. Tu nu știi ce ai nevoie. Tu crezi că ai nevoie de pâine, de sănătate, de îmbrăcăminte, de bogăție, de un loc în lumea asta. Dumnezeu te umilește, te smerește, te duce pe acolo și pe acolo ca să te învețe că nu asta e nevoia ta. Căci omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iasă din gura lui Dumnezeu. Însă omul pricepe omul. Nu pricepe. Ați zis vreodată vreun învățător, vreun dascăl care își iasă din minți sau un părinte care își iasă din minți? Nu pricepi odată ce ți-am zis. Nu-i vorba că elevul respectiv sau copilul nu înțelege. Dar nu-i pasă, indiferent. Își bate joc. Îl ignoră pe părintele respectiv sau pe... Da. Tot așa. Oamenii înțeleg ce scrie cuvântul lui Dumnezeu, dar nu le pasă. Nu sunt pricepuți. Nu vor să înghită asta. Nu vor să accepte această învățătură. Ei se cred singuri înțelepți. Matei 6:33, duminică am auzit acest pasaj. Căutați mai întâi ce? Sănătatea, pâinea, îmbrăcămintea, adăpostul. Căutați mai întâi împărăția cerurilor. Și celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Dumnezeu știe ce aveți nevoie. Căutați mai întâi împărăția cerurilor. Ce înseamnă asta? Voia lui Dumnezeu, asta înseamnă împărăția cerurilor. Vă amintiți cum i-a învățat Domnul Iisus Hristos modelul de rugăciune? Facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Vie împărăția ta. În cer se face voia Domnului necondiționat. Căutați mai întâi împărăția cerurilor înseamnă căutați voia lui Dumnezeu. Împliniți voia lui Dumnezeu. Asta aveți nevoie. N-aveți nevoie de altceva. Cu adevărat, tot ce ne trebuie este să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, să-L cunoaștem mai bine pe El. Și asta înseamnă înțelepciune. Asta înseamnă înțelepciune. Să ne apropiem mai mult de El, să lăsăm celelalte lucruri deoparte, să căutăm mai mult să îl cunoaștem pe El și voia Lui. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 21, spune că lumea, prin înțelepciunea ei, ce caută? Lumea nu-L caută pe Dumnezeu prin înțelepciunea ei. Lumea caută lucrurile materiale, lucrurile faima, bogăția, sănătatea, prelungirea vieții aici pe pământ, câștigurile în lumea aceasta. Asta e înțelepciunea lumii, asta caută. Dar spune că lumea, prin înțelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Dar înțelepciunea nu este înțelepciunea lumii, ci înțelepciunea adevărată este să-L cunoști pe Dumnezeu. Lumea prin înțelepciunea ei nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, nici nu o să te îndemne. Lumea prin înțelepciunea ei, dacă te duci la lume să întrebi ce să faci cu viața ta, nu o să te îndemne să-L cauți pe Dumnezeu. O să-ți arate altă parte a înțelepciunii, o înțelepciune lumească, firească, drăcească, spune Apostolul Iacob. Spune Iacob în epistola sa. Dar înțelepciunea adevărată înseamnă să-L cunoști continuu pe Dumnezeu tot mai mult și tot mai mult și tot mai mult. În Cartea Proverbelor spune, aceste învățături de înțelepciune sunt pentru cei tineri, pentru cei care n-au experiență, pentru cei care nu sunt deprinși cu înțelepciunea. Ca să câștige înțelepciune, priceperea, gerime de minte, să știe ce să facă și cât să facă și cum să facă. Dar, spune, va asculta și cel înțelept și își va mări priceperea și știința și înțelepciunea. Înțeleptul învață continuu și niciodată nu respinge. Primul punct din lecția de astăzi, dorința după înțelepciune. Versetul 5 spune, dobândește înțelepciune, dobândește pricepere. Nu le uita, nici nu te abate de la cuvintele gurii mele. Așa cum am spus, nimeni nu se naște înțelept.
Solomon nu s-a născut înțelept. David nu s-a născut înțelept. Nimeni nu se naște înțelept. Înțelepciunea nu este o trăsătură fizică. Ca și cum ai ochii albaștri sau părul blond sau ești înalt sau ești svelt sau ești, mă rog, mai îndemânatic sau, mă rog, nu este nici măcar o trăsătură de caracter, ci înțelepciunea se dobândește. Iar ca să dobândești ceva, trebuie să-ți dorești, nu-i așa? Nu vei dobândi nimic dacă nu-ți dorești. Apostolul Pavel spune că cei care aleargă la diferite jocuri și concursuri pentru diferite premii lumești în lumea aceasta, și vorbea în mod special acolo în 1 Corinteni 9 despre atleți, pentru că în Grecia atunci erau jocurile ismice la Corint și jocurile olimpice la Atena. Și despre asta vorbea. Spune, se înfrânează de la multe lucruri. De ce? Fiindcă își doresc să obțină, să dobândească locul întâi, să dobândească premiul. Se culcă la o anumită oră, nu se uită la televizor toată noaptea, mănâncă o anumită hrană, au o anumită, mă rog, educație în fiecare zi. De ce? Se înfrânează de la anumite lucruri. De ce? Fiindcă își doresc să obțină acel premiu. Tot așa este și aici. Dacă îți dorești înțelepciunea, ca să-ți dobândești înțelepciunea, trebuie să ți-o dorești puternic. Să umbli după asta, să însetezi după ea. Și aceasta nu este o dorință naturală, dorința după o astfel de înțelepciune dumnezeiască. Nu este o dorință naturală, nu este un impuls natural, așa ca dorința după bani. Nimeni nu trebuie să te învețe. Este un impuls natural. Sigur, nu la copiii mici, până la o anumită vârstă. Vârsta este tot mai fragedă acum. Copiii de la tot mai mici sunt învățați să se lupte pentru bani și pentru, mă rog, lucrurile strălucitoare ale lumii acesteia. Dar este un impuls natural. După faimă, după confort. Fiecare om, în mod natural, vrea să atragă atenția. Dar pe mine nu mă vedeți. Dar nu mă auziți și pe mine. Dar uitați-vă și la mine. Stați să zic și eu ceva. Acestea sunt impulsuri firești, naturale. Dar înțelepciunea, căutarea înțelepciunii nu este un impuls natural. Trebuie dobândită, trebuie să-ți dorești, trebuie cineva să te educe, trebuie cineva să te învețe să umbli după lucrurile acestea. Trebuie cineva să-ți spună cât este de valoroasă, să ne dorim asta mai mult decât orice altceva. Cine să te învețe? Cine ar trebui să te învețe? Cine ar trebui să mă învețe? Cine l-a învățat pe Solomon aici, care scrie despre înțelepciune în felul acesta? Dacă ne uităm la primele 4 versete, el spune, ascultați fiilor învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți. Cine trebuie să învețe pe copil să dorească astfel de înțelepciune și să umble, să dobândească înțelepciunea dumnezeiască? Familia, părinții, este datoria casei părintești. Părinții nu trebuie să umble după bani. Părinții nu trebuie să le dea copiilor tot felul de lucruri lumești. Părinții trebuie să pună în ei această dorință să caute pe Dumnezeu, să caute înțelepciunea care vine de sus, să dobândească înțelepciunea, să cunoască priceperea, să înțeleagă voia lui Dumnezeu. Și copiii se vor uita la părinți. Dar tu cunoști? Dar tu știi care e voia lui Dumnezeu? Dar tu faci voia lui Dumnezeu? Chiar dacă nu vor lansa aceste întrebări cu voce tare, dar în mintea lor ei vor vrea să vadă dacă părinții știu despre ce vorbesc. În familie, de mic copil, fiecare om trebuie învățat să umble după înțelepciune. Nu trebuie învățat să umble după inteligență sau după laudă din partea oamenilor, să câștige coronița, să câștige premiul, să fie primul la serbare, să fie pe scenă, să laude Doamna. Bă, nu e nimic rău în toate lucrurile astea. Dar nu îl ajută pe copil cu nimic. Astea sunt lucrurile lumești în care oamenii se laudă cu ele. Da? Știți câți copii se duc la ore suplimentare în zilele noastre? Știți câți? Niciunul, foarte mulți. Nu că niciunul, foarte mulți. Pe bani grei. Știți de ce? Fiindcă vor înțelepciunea lumească. Vor să fie lăudați la școală. Vor să câștige... Știți câți copii sunt îndemnați să vină la biserică? Niciun. Foarte puțin.
Problema tristă este că nici măcar părinții creștini nu țin această prioritate. Mai degrabă umblă să fie lăudați la școală decât să fie lăudați înaintea Domnului. Cine să învețe pe copil să umble după înțelepciune, să dobândească cunoașterea de Dumnezeu și cunoașterea voiei lui Dumnezeu? Lucrurile acestea se învață acasă. Acasă, la biserică, dar în vârsta aceea, în anii aceia, învață pe copil calea pe care trebuie să meargă când va fi mare, nu se va depărta de la ea. Dacă îl vreți să fie doar primul lume, să ia coronița, să se laude, asta va face toată viața. Va avea probleme cu toți și după asta va umbla. Versetul 1. Luați aminte, spune. Luați aminte ca să pricepeți la învățătura unui tată. Ce înseamnă luați aminte? Fiți atenți! Când tatăl vostru vrea să vă învețe ceva acasă, fiți atenți! Dar pentru asta trebuie ca tatăl să mai fie pe acasă, să vă învețe ceva. Da? Și nu numai tatăl, spune aici și mama. Spune în versetul 2, căci eu vă dau sfaturi bune, nu respingeți învățătura mea. Nu fiți dezinteresați, nu fiți neglijenți, nu fiți împotrivitori. Acesta este un impuls natural al copilului și al omului să se împotrivească. Vrea să-l învețe cineva ceva? Nu. Lasă că știu eu mai bine. Nu respingeți învățătura dacă vreți înțelepciune. Nu refuzați, primiți, acceptați. Ajungem la cuvântul din nou acesta. Pricepeți. Nu veți avea pricepere dacă nu pricepeți. Și nu veți pricepe dacă vă împotriviți, dacă respingeți. Nu este vorba de o pricepere că nu te ajută capul să pricepi, ci este vorba că te împotrivești. Ești indiferent, ești dezinteresat sau ești neglijent cu învățăturile părinților tăi. Versetul 3 și 4 spune când se întâmplă lucrurile acestea. Când eram încă fiul la tatăl meu, gingaș și unic în fața mamei mele, se referă la copilărie. Nu când ajungi la 16-17 ani. Atunci ai scăpat deja copilul din mână. Se referă când este copilul mic în casa părintească, când este la copilărie, atunci trebuie să primească aceste învățături și aceste cuvinte. El, spune tatăl meu, mama mea, mă învăța și îmi zicea, păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește poruncile mele și vei trăi. Dobândește înțelepciunea. Este datoria părinților să-și învețe copiii de mici. Să pună în ei, părinții trebuie să pună în ei această dorință, nu după a fi primul în lume și a lua coronița la școală. Din nou, nu nimic greșit cu lucrul ăsta. Dar trebuie să pună dorința în inima copilului să-L cunoască pe Dumnezeu, să dobândească această înțelepciune care vine de la Dumnezeu. Să înțeleagă că Dumnezeu i-a făcut, are un plan pentru ei, pentru viața lor și Dumnezeu vrea să le arate planul acesta. Dobândește pricepere. Părinții trebuie să învețe pe copii să fie statornici pe calea aceasta pe care au învățat-o. Păstrează bine în inima ta cuvintele mele. Nu te tot întoarce. Astăzi așa, mâine așa. Ai început un lucru. Trebuie să-l termini. Trebuie să fii statornic. Trebuie să fii de cuvânt. Trebuie să fii consistent. Părinții trebuie să învețe pe copii să fie sârguincioși, să fie abili, să fie pricepuți. Dobândește înțelepciunea. În casa părintească se pune această dorință după înțelepciune. Al doilea lucru, prioritatea înțelepciunii. Versetul 6 spune, n-o părăsi și ea te va păzi, iubește-o și ea te va ocroti. Cu alte cuvinte, umblă după înțelepciune în viața ta, înainte de orice altceva. Sau mai mult decât după orice altceva, umblă după înțelepciune, n-o părăsi. Nu-i da mai puțină importantă când apare altceva la orizont. N-o părăsi. Fii loial înțelepciunii și vei fi răsplătit și vei fi apărat, protejat în lumea aceasta. Nu lăsa nimic să fie mai important în viața ta. Nu uita că înțelepciunea nu înseamnă inteligență. Nu înseamnă deșteptăciune. Nu uita că înțelepciunea înseamnă cunoașterea voii lui Dumnezeu și a planului său pentru viețile noastre. Și înseamnă priceperea de a împlini voia lui Dumnezeu.
Pe asta să ne părăsim, după asta să umblăm, la această dorință să fim loiali și să fie o prioritate în viața noastră. Nimic nu trebuie să ne facă să părăsim această dorință arzătoare de a cunoaște voia lui Dumnezeu și de a o împlini în viața noastră. Pentru că aceasta este înțelepciunea. Pentru asta trebuie să trăim. Asta este rostul, asta este rostul vieții. Ca să-L cunoaștem tot mai bine și tot mai bine de Dumnezeu. Ăsta e rostul vieții. Este trist când mă uit la oameni și parcă simt ce a simțit Domnul Iisus. Spune, sunt ca niște oi risipite, fără păstor, aleargă de colo-colo. O grămadă de oameni și printre ei mulți creștini care cred că rostul vieții este să-și câștige o bucată de pâine, să supraviețuiască, să-și facă o casă, să lase o moștenire. Ei cred că Dumnezeu pentru asta i-a lăsat aici, ca să dovedească ce pot ei să zidească și să facă și să lase în urma lor. Rostul vieții este cu totul altul. Rostul vieții este să-L cunoști pe Dumnezeu care te-a creat. Să cunoști voia Lui și să o împlinești. Asta înseamnă înțelepciune. Haideți să citim în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 3. Ioan 17 cu 3 spune, și viața veșnică este aceasta. Definiția vieții veșnice. Spune, ce înseamnă viața veșnică? Ce să facem acolo? Să ne plictisim? Ce să facem? Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos, pe care l-ai trimis tu. Iată care este rostul vieții. Iar cei înțelepți vor găsi rostul vieții. Adică să-L caute pe Dumnezeu tot mai mult, să-L cunoască tot mai mult. Și atenție, aici spune viața veșnică. Nu doar viața aceasta de pe pământ de aici. Chiar și când vom ajunge în cer, noi credem după o viață trăită cu Domnul aici pe pământ și după multe experiențe cu Domnul și rugăciuni și biruințe asupra păcatului, noi credem că știm multe despre Domnul. Vom ajunge acolo și vom înțelege că aproape nu știm nimic. Și vom petrece o veșnicie întreagă cunoscându-L și cunoscându-L și cunoscându-L mai mult pe Domnul. Asta înseamnă înțelepciune. Nu este înțelepciunea lumii, pentru ei este prostia asta, n-are niciun sens. Dar este înțelepciunea de sus. Înapoi, în pasajul nostru din Proverbe, capitolul 4, versetul 7, spune, iată începutul înțelepciunii. Iată cum începe înțelepciunea. Și din nou, repetă același îndemn. Dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai, dobândește priceperea. Iată cum începe înțelepciunea. Cu o dorință puternică, cu o dorință arzătoare de a dobândi înțelepciunea, de a-L cunoaște pe Dumnezeu și planul Său. Dobândește înțelepciune cu tot ce ai. Spune, nu există nimic mai important. Cu tot ce ai, pune totul în folosul acestei dorințe. Cu tot ce ai, dobândește pricepere. Din nou, nimeni nu se naște înțelept. Înțelepciunea se poate dobândi. Dumnezeu vrea ca fiecare să dobândească înțelepciunea. Și chiar dacă n-ai avut parte de un cămin sau de niște părinți care să pună această dorință arzătoare în tine, nu înseamnă că nu poți să dobândești înțelepciunea. Faptul că ești astăzi aici și auzi din cuvântul lui Dumnezeu lucrul acesta înseamnă că Dumnezeu vrea să știi. Amin? Amin. Și Dumnezeu vrea să dobândești înțelepciunea cu tot ce ai. Nimeni nu poate să schimbe ziua de ieri. Dumnezeu nu ne cere să schimbăm ziua de ieri. Dar Dumnezeu vrea să ne arate ce să facem în ziua de azi. Și lucrurile acestea se pot schimba. Nu trebuie să rămânem așa. Nimeni nu se naște înțelept. Tânjește după înțelepciune și fă o prioritate a vieții tale din ea. Și al treilea lucru care vreau să-l observăm este în versetul 8, și anume înalță înțelepciunea în viața ta. Înalță-o și ea te va înălța. Ea îți va aduce cinste când o vei îmbrățișa. Înalță, laudă astfel de înțelepciune, laudă această pricepere. După cum lumea își laudă înțelepciunea ei, să ajungi cineva, să fii cineva, să ai bani mulți, să ai o slujbă bine plătită. Vorbeam cu cineva din familia noastră mai îndepărtată, când tatăl meu a fost aici de sărbători și m-am pus să întreb și am întrebat de unul de altul și respectivul care, sigur, nu-l cunosc pe Domnul, spunea ceva de genul acesta. Au ajuns toți bine, s-au realizat, au... Ce înseamnă s-au realizat? Adică au căși, au bani, au mașini, lucruri din asta. Da.
Aceasta este înțelepciunea lumii. Lumea după lucrurile acestea umblă și le socotesc că sunt lucruri înțelepte. Dar noi trebuie să înălțăm înțelepciunea lui Dumnezeu. Amin. Înalță-o. Înalță înțelepciunea și priceperea, cunoașterea de Dumnezeu. Învață-i pe alții să umble după ea. Învață pe copiii tăi, învață pe cei de lângă tine să nu umble după lucrurile lumii. Nu există un lucru mai urât sau poate nu e bine să folosesc superlativul, dar mie îmi produce așa o întărătare a Duhului meu când văd pocăiții care se laudă ca și lumea cu lucrurile lumii. Cu mașini, cu căști, cu bani, cu haine, aceleași lucruri. Atâta că ei spun, dar noi n-am făcut nimic rău ca să le câștigăm, noi am muncit cinstit. E de apreciat lucrul acesta, bine că ați făcut așa, dar totuși, cu ce ne lăudăm noi? Cu lucrurile lumii? Pentru asta suntem noi aici? Unde este înțelepciunea lui Dumnezeu? După ce ar trebui să umblăm noi? Laudă, înalță înțelepciunea lui Dumnezeu. Haideți să vedem câte lucruri a obținut Domnul Iisus în lumea aceasta. Înseamnă că El a fost cam bătut de soartă, nu L-a binecuvântat Dumnezeu deloc, că n-avea nici măcar un loc unde să-și plece capul. Sau câte lucruri avea Pavel în lumea aceasta? Sau ceilalți apostoli? Erau, spune Pavel, gunoiul societății. Pentru lumea aceasta ei erau nimeni, erau nimic. Pavele, ai nebunit. Dar ei nu interesa asta. Ei înălțau înțelepciunea lui Dumnezeu. Lumea prin înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu. Dar noi predicăm pe Hristos, care este mântuire, care este salvare, este putere, este înțelepciune, este totul pentru noi. Dacă vei umbla după ea, după astfel de înțelepciune, nu-ți va părea rău. Acum, această înalță, această înțelepciune este o urmare cumva firească, naturală, a faptului că faci din dobândirea înțelepciunii și a priceperii o prioritate în viața ta, care a fost punctul dinainte. Dacă faci o prioritate din umblarea după înțelepciune, sigur că te vei și lăuda cu asta. După cum și oamenii lumii, dacă fac o prioritate din câștigarea banilor sau a faimei, sau se laudă cu lucrurile astea. Este cumva un lucru, o consecință naturală, firească, să facem lucrul acesta. Dacă vei umbla după ea, spune, nu-ți va părea rău și dacă o vei îmbrățișa, nu vei rămâne de rușine. Versetul 9 este interesant și aș vrea să vi-l arăt puțin într-o lumină diferită, ca să zic așa, într-o retrospectivă a noastră, a creștinilor, a credincioșilor noi testamentali, citind acest verset și gândindu-ne la lucrurile acestea. Spune ea, înțelepciunea aceasta, dumnezeiască, îți va pune pe cap o cunună de har. Eu cred că asta este mântuirea. Da? Noi suntem mântuiți prin har, da? Prin credință. Îți va pune pe cap o cunună de har. Semnul că aparținem lui Dumnezeu. Nu uităm, cine este ea? Înțelepciunea. Ce înseamnă înțelepciunea? Să-L cauți pe Dumnezeu. Să cunoști pe Dumnezeu și voia Lui pentru tine. Care este voia Lui Dumnezeu pentru toți oamenii? Să fie mântuiți. Deci, dobândește înțelepciune, cunoaște că Dumnezeu vrea să fii mântuit, nu te împotrivi, da? Accepte lucrul acesta, dobândește priceperea, îți va pune pe cap o cunună de har. Nu meriți iertarea păcatelor. Nu meriți mântuirea. Nu meriți viața veșnică. Dar, prin înțelepciune, pentru că n-ai umblat după lucrurile lumești. Când Solomon a cerut lui Dumnezeu înțelepciune, pentru ce? Ca să împlinească voia lui Dumnezeu pentru el. Dumnezeu l-a chemat să fie următorul rege al lui Israel. Solomon a spus, dă-mi înțelepciune să pot să împlinesc voia ta. Și Dumnezeu i-a plăcut ce a cerut Solomon. De ce? Ce a zis el? Fiindcă n-ai cerut nici bani, nici viață lungă, nici moartea dușmanilor, lucruri care le cer oamenii după înțelepciunea lumească. Lucrurile cu care se laudă oamenii. Îți va pune pe cap o cunună de har. Eu cred că este mântuirea și uitați-vă la a doua parte a versetului și te va împodobi cu o coroană a gloriei. Eu cred că acestea sunt răsplățile fiilor ascultători, fiilor slujitori, slujitorilor lui Dumnezeu. O cunună de har, mântuirea nu este o răsplată, este un har. Dar
Tot prin înțelepciune. Lumea prin înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui, dar Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe cei care cred mesajul crucii, mesajul predicat. Cei care cred mesajul predicat sunt mai înțelepți decât înțelepții lumii acesteia. Amin? Amin. Nu contează câtă școală au. Au cunoscut voia lui Dumnezeu și au primit mântuirea. Dumnezeu le-a pus pe cap o cunună de har, iertarea păcatelor, viața veșnică. Și dacă continui să crești în înțelepciune, să crești în cunoașterea voiei lui Dumnezeu, să faci o prioritate a vieții tale din asta, să umbli după învățătura cuvântului lui Dumnezeu, să o primești, să nu te împotrivești, să fii atent, să împlinești, spune că te va împodobi cu o coroană a gloriei. Răsplățile despre care Noul Testament vorbește pentru cei credincioși, pentru fiii ascultători, pentru creștinii care slujesc. Noi toți ajungem copii al lui Dumnezeu prin naștere, nu prin faptul că facem ceva pentru Dumnezeu. Așa cum am spus, nu de mult, nimeni nu este mântuit fiindcă iubește pe Dumnezeu. Noi când suntem mântuiți, suntem mântuiți fiindcă ne iubim pe noi și ne frică să ne ajungem în iad și vrem să avem păcatele iertate. Dar după ce suntem mântuiți, ca să slujim pe Dumnezeu, trebuie să-L iubim. Dacă îl iubim, vom păzi poruncile Lui și vom sluji și ne vom lăsa sfințiți și vom dobândi această înțelepciune și ea ne va pune, ne va împodobi cu o coroană a gloriei, care, spune Apostolul Petru, nu se poate vesteji aceste cununi, aceste răsplăți pentru fii ascultători, pentru copiii ascultători care nu se pot vesteji. Deci, dobândește înțelepciunea cu tot ce ai. Nu te lăsa înșelat sau nu te amăgi singur. Eu nu pot. Eu n-am avut condițiile pe care le are fratele cu tare. Eu n-am am atâta carte. Nimeni nu se naște înțelept. Amin? Amin. Nimeni nu se naște înțelept, dar toți pot dobândi înțelepciune. Acesta este frumusețea Dumnezeului nostru. Este, toți suntem egali înaintea Lui. Nimeni nu se naște înțelept, dar toți pot să dobândească înțelepciunea și Dumnezeu ne îndeamnă pe toți să dobândim înțelepciunea cu tot ce avem. Să ne punem tot ce avem noi în viața asta în folosul sau în slujba aceasta. Să căutăm, să avem această dorință arzătoare și să dobândim înțelepciunea și priceperea. Adică să cunoaștem voia lui Dumnezeu pentru viața noastră și să o împlinim. Domnul să ne ajute.